incident la cel mai mare festival de la Malul Mării. Zeci de mii de oameni au protestat seara trecută chiar în timpul recitalului susținut de Grasul XXL. Aceștia au scandat lozinci împotriva PSD timp de jumătate de oră după o pană de curent. Sunetul și luminile de pe scenă au căzut la scurt timp după ce cântărețul a înjurat guvernul României, iar apoi o parte dintre spectatori au scandat PSD Ciuma Roșie. Ulterior, organizatorii au rezolvat problema și au spus că pana de curent a fost determinată de un generator defect, iar artistul s-a urcat pe scenă și a afirmat că generația tânără va schimba țara. Cu privire la acest incident, directorul de marketing al festivalului, Eddie Cheregi, a precizat că organizatorii festivalului Never See nu fac politică.